Bună ziua, vă spun și bine ne reîntâlnim, sănătoși în primul rând și vă mulțumesc că ați răspuns invitației Primăriei Municipiului Roman de a avea o dezbatere în debutul acestui an pentru a putea creiona, să zicem, în linii mari bugetul anului 2022 și totodată de a discuta anumite aspecte, să zicem, organizatorice și prioritare cu reprezentanții cultelor și confesiunilor religioase din municipiul Roman. A trecut un an care nu a fost tocmai simplu, un an cu încercări în toate felurile, pentru toată lumea, atât în ceea ce privește gestionarea pandemiei, care a fost primul factor care ne-a îngreunat activitatea, cât și celelalte probleme, să zicem, administrative, financiare și de aceea cred eu că și am spus că nu a fost un an tocmai ușor. Nu știu dacă acesta care va veni va fi foarte bun, dar până la urmă datoria noastră este să încercăm să facem fiecare mai bine și să avem, să zicem, gândul bun și intenția de a face cu resursele și cu disponibilitatea pe care o avem o activitate cât mai bună, fiecare la locul lui, că vorbim de primărie, că vorbim de o instituție de cult, că vorbim de o școală. Datoria noastră este să alocăm resursa de care avem disponibilitate, să o alocăm așa cum spune legea și atât prioritizare, cât și eficientizare, cât și respectarea principiilor de care vorbeam mai devreme. Să zicem că în anul care a trecut, așa cum povesteam, au fost niște lucruri pe care le-am asumat anul anterior, am reușit să facem unele lucruri, poate nu tot ceea ce ne-am propus, dar de fiecare dată nu reușim poate să facem 100%, dar în majoritatea asumărilor să înțelegem că am putut să le onorăm. Știți foarte bine că am stabilit ca anul acesta să avem o alocare bugetară din bugetul local, tocmai pentru a sprijini activitatea și a completa resursa financiară de care aveți cu toții nevoie. Am zis și atunci că suntem convinși că nu este poate tot ce v-ați fi dorit, sau, dar în funcție și de ceea ce putem noi aloca. Vă spuneam că anul 2022 nu este tocmai cu semn foarte bun, în sensul în care domnul director economic știe, sumele nu au venit nici măcar la nivelul alocării anului trecut, dar sperăm noi că vom primi suplimentări pe parcursul anului. Totodată ați observat și dumneavoastră în decursul anului 2021, am venit de două ori cu un proiect care era aprobat anterior cu un împrumut pentru municipiul Roman, împrumut care să ne asigure acel cash flow, cofinanțarea la proiectele europene pe care noi le avem. Și din păcate nu a fost promovat în Consiliul Local, iar acest lucru nu a făcut decât să alocăm din resursa care am avut-o pe aceste cofinanțări, pe proiectele care le aveam în derulare, care trebuiau să se și finalizeze. Acest lucru nu putea aștepta o aprobare, de aceea bugetul local a trebuit să suporte și această parte. Acum, în acest an, cota de cofinanțare pe care o avem la proiecte este și mai mare, pentru că au intrat multe proiecte care necesită cofinanțări și parte din neeligibil. De aceea, fără a putea să avem și acest buffer, acest sprijin, va fi dificil și iarăși va trebui din banii din bugetul local să punem în continuare sume pentru a putea parcurge etape în aceste proiecte. Sper ca în final, sau odată cu votarea bugetului și cu
prezentarea proiectelor și gândurilor pentru perioada următoare și proiectelor asumate de comunitate, care au fost aprobate și contractate deja, să putem aproba și lista de proiecte. Că așa cum vă spuneam, împrumutul este aprobat din 2020 ca și sumă de Consiliul Local, numai că noi acum trebuie să actualizăm lista de proiecte, că așa cum v-am spus, unele au ieșit din listă, nu mai au nevoie de finanțare, intră altele care au nevoie de finanțare. Și acesta este principiul pe care funcționează un buget și nu numai un buget al unei comunități, dar de multe ori și companiile pentru dezvoltare au nevoie de o sursă suplimentară de finanțare și atunci apelează la împrumuturi sau linii de credite pentru a-și realiza activitățile și în special investițiile, nu activitatea curentă, și asta vrem să facem. Investiții, că vorbim aici de școli, că vorbim aici de drumuri, că vorbim de zone sociale, toate au fost prinse în proiectele pe care le avem în desfășurare. Așadar, propunerea noastră este, ca și anul trecut, să avem aceeași sumă pe care am alocat-o anul trecut, cu aceleași condiții de finanțare conform procedurilor legale, dar aici, domnul director, am înțeles că a ținut mereu legătura cu dumneavoastră și unde a fost nevoie, am intervenit și am sprijinit. Și mai avem o parte de finanțare care vine pe legea 350, acolo unde există asociații și fundații cu activități în diverse domenii, așa cum sunt cele patru domenii pe care noi le finanțăm și nu numai cele patru, că am avut o discuție în care putem extinde sau reașeza acest regulament de finanțare, unde mai avem posibilitatea finanțării unor activități care vin să completeze activitatea din parohii sau din activitatea curentă, ca să spunem așa. Și atunci putem să venim și cu o sumă suplimentară în această direcție. Cam astea au fost câteva lucruri de început pe care eu am vrut să vi le prezint și sigur acum vom discuta și punctual dacă sunt anumite lucruri care trebuie clarificate. Așa cum am zis, sunt convins că nevoile sunt destul de mari, dar mai ales acum în contextul în care utilitățile nici nu mai vreau să mai spun. Mă uit la Părintele Portocop, că e dezamăgit, dar încercăm să... Și dumneavoastră, aceste utilități sunt și la noi, să știți. Adică școli, toate spațiile pe care le avem și noi, aceeași problemă o avem și trebuie să o gestionăm. De aceea am făcut această propunere și în condițiile actuale. Dacă pe parcursul anului vor exista alte premize, adică să nu mai fie grevat bugetul local și atunci să putem realiza din acest împrumut cotele de cofinanțare, să avem suplimentări așa cum ne dorim la buget, putem să, poate în situații fundamentate, să mai găsim o resursă, dar pentru prima etapă, pentru creionarea bugetului și propunerea lui spre avizare Consiliului Local, cam aceasta este propunerea care vă face. Atunci, dumneavoastră, dacă aveți Bună ziua, domnule. Domnule primar, noi știm că trăim pe un drept. Vrem în primul rând să vă mulțumim pentru sprijinul pe care Consiliul Local l-a acordat anul trecut. A fost binevenit și am apreciat din punctul acesta de vedere demersul care s-a făcut. În același timp, așa cum a amintit și dumneavoastră, sunt probleme foarte grave la, cred, toate locașurile de cult din Roma. Și nu mă refer aici numai la locașurile ortodoxe și toate romano-catolice pot vorbi pentru problemele lor. Iar din această perspectivă, mai ales în contextul majorărilor, utilităților, vor fi mari probleme la tot ceea ce
ține de întreținere, de achitarea acestor facturi de întreținere. Din păcate, sumele care anul trecut au fost date nu aveau astfel de destinație. Și tocmai de aceea știți că noi am făcut un demers și pe de o parte vrem să mulțumim. Am înțeles că a fost resursa sau bugetul așa aprobat. După cum se știe, 10 dintre parohiile ortodoxe de anul trecut care au primit sume, din cele 13, au considerat că acele sume sunt prea mici pentru toate problemele care le puteam face și am preferat varianta de a le pune sumele în comun și să facem o lucrare care să se și vadă, doar că fiind oarecum târziu ca vreme, nu ne-a ajutat să terminăm exteriorul bisericii de la cimitir, care este făcută tocmai din această finanțare comună. Noi toți folosim acea biserică, este reprezentativă pentru oraș și am considerat că punem mâna de la mână acea contribuție și mulțumim pe partea asta că s-a aprobat această propunere a noastră. Cam aia ar fi nivelul de ajutor pe care sunt convins că în fiecare biserică l-ar avea nevoie. Totalul, ca să vă dați seama de volumul respectiv, tot ca o discuție purtam această, sau făceam această comparație cu localități, nu știu dacă este corectă, localități din județul Neamț și modul în care consiliile locale au ajutat acele biserici din comunitățile respective și înțelegem că este dificil, dar ne-am dorit, poate anul ăsta, poate anul viitor. Totuși, alocarea bugetară pentru acest sector de ajutorare a curtelor să fie substanțială bunătățită, pentru că noi toți declarăm că Roma nu este un oraș creștin, ne mândrim cu bisericile care le avem, credincioșii sunt din ce în ce mai puțini și cu posibilități financiare din ce în ce mai reduse, mai ales în contextul în care fiecare are utilități de achitat acasă, probleme de sănătate și toate celelalte și totuși aceste biserici, monumente istorice, parte dintre ele sunt și în atributul Consiliului Local de a fi sprijinite prin lege pe partea aceasta, tocmai pentru a fi menținute ca și dovadă peste timp pentru tot ceea ce a reprezentat această latură a spiritualității pentru viitorii acestei comunități. Deci noi mulțumim pentru ceea ce a fost anul trecut. Cred că, repede, nu știu în ce măsură s-a știut de către romașcan acest demers al nostru. Am vrut să se vadă, practic, care este necesarul efectiv pentru o biserică, dacă vrei să te apuci să faci niște lucruri concrete, din cei 7.000 de lei câți erau aferenți unei parohii în contextul în care au crescut toate materialele de construcții și toate celelalte, nu s-ar fi văzut mai nimic dacă era să facem lucrări fiecare în contul lui. Și atunci am preferat să punem la comun, tocmai pentru a se vedea cum au fost folosiți banii romașcanilor, banii acordați de către Consiliul Local. Și în același timp, nu vă ascund că am urmărit și să tragem acest semnal de alarmă, că nevoile ar fi mult mai mari și sperăm că și bugetul vă va permite, dacă nu anul acesta, în care în anul următor, să ne ajutați cu mai mult din privința aceasta. În rest, o să-i rog pe fiecare dintre colegii mei să vă spună ce proiecte au la parohii, cum văd aceste lucruri. Ne-am dorit un sprijin mult mai activ din partea poliției locale pentru tot ce înseamnă biserici. Avem mari probleme cu cerșetorii, cu tot felul de persoane certate cu legea care se acuiază prin jurul bisericilor și produc un disconfort nu numai vizual, dar și sunt agresivi față de cei care vin la biserică. Poliția comunitară, poliția locală de cele mai multe ori
vine și ridică din lume, că nu, atunci când vin, cercetătorii intră în curte și noi nu mai putem interveni. Dacă aducem noi firma de bază, ies pe domeniul public că nu le se poate face nimic, dar poate totuși ar trebui luate niște măsuri. Sunt în centru care vin cu câini, 5-6 câini, cât ți-e frică efectiv să treci pe trotuar și lucrul ăsta poate să fie văzut, dar nu prea se observă și nu prea, în ciuda apelurilor pe care le-am mai făcut, măsurile s-au lăsat așteptate. Mulțumim pentru cealaltă problemă care s-a rezolvat la cimitirul Eternitatea cu înfumările în zi de duminică. Era o mare problemă din partea ianoriașilor și a fost sesizată anul trecut și am remarcat că până la urmă s-a găsit o soluție și în numele tuturor vrem să mulțumim pentru această soluție găsită. Sperăm să se îmbunătățească și acolo lucrurile. Poate, de ce nu, împreună să găsim o soluție să mai igienizăm. Sunt zone în cimitir unde efectiv ori nu sunt întreținute, ori sunt mari probleme și nu e o imagine corectă. Am mai avut evenimente, au mai venit invitați din alte zone și e mai greu de perceput că e administrația locală, că e administrația bisericii din cimitir și toate celelalte. Și poate totuși se găsește o soluție să igienizăm zonele respective, tocmai că este important pentru oraților. Eu nu spun că nu s-a făcut, dar știți, iarba și vegetația tot crește. Din partea noastră, tot sprijinul și dacă ați observat, în ultimul timp chiar am făcut toate capetele din cimitir. Au fost renovate, au fost igienizate, s-au făcut îmbunătățiri. Multe în cimitir. Am început cu mulțumire. Da. Deci, pe mormintele părăsite e foarte greu de intrat, fiindcă unii au și flori, alții au nu știu ce cuți, dacă te duci, le deranjează cu nimic de ce mi-ai luat. Avem regulamentul, de exemplu, noi în Biserică, avem regulamentul de administrare a cimitirilor parohiale. Și bănuiesc că și în partea asta, că se pot impune anumite măsuri să fie întreținute acele... Foarte greu. Eu aș vrea să iau toate mormintele părăsite și să le redăm altor oameni. Dar nu putem. Fiindcă legea nu ne permite să facem desumări. Sunt concesionat? Nu, e inspirată concesiunea. Problema este că nu pot face desumare decât în prezența familiei. Și penal dacă facem fără familie. Trebuie găsit o modalitate de a-i descoperi. Eu când am venit în 2018, în cimitir erau 5.800 de concesiuni în regulă, pe vremea aia. Acum avem 7.400-7.500 chiar. Adică, an de an lucrăm la chestia asta. Am simplificat documentația, am făcut pe moștenitori ai familiei, pe unul. Chiar dacă ne dezvoltă moștenirea, încercând să-i punem în regulă. Până la 10.800 cât sunt astăzi, mai sunt vreo 2.500-3.000 de morminte care încă nu reușim să creăm. Aici putem loca împreună. Noi, pe de o parte, să anunțăm dacă facem un astfel de proiect prin comunitățile noastre, dumneavoastră făcându-vă treaba pe partea cealaltă și să sperăm că rezolvăm cât mai multe din situații. Dar mai este încă de treabă. Și e un domeniu unde indiferent cum am privit lucrurile, trebuie să colaborăm. Este cea mai mare problemă este că nu avem locuri în cimitir să dăm celor care mor astăzi. Și atunci, interesul nostru primordial este să găsim aparținătorii, să dăm cuiva în familie, să poată să trăia cineva în concesiune. Dar nu e simplu. Dar e un proces de durat, faptul că făcut identifici acea moment, dacă este să vezi... Să găsești un fir, să găsești pe cineva din familia aia. Da, orice, tot administrația cimitirului trebuie dumneavoastră să... Dumneavoastră, aveți evidență la cei care sunt părăsiți? Sunt numii ceva acolo? Nu. Toată evidența în cimitir până acum a fost în ordine alfabetică. Nici măcar nu a fost pe parcele.
Am făcut un program care am încercat să ducem evidența de pe hârtie într-un calculator. Da. Anul ăsta sperăm să începem o cartografiere la cimitirul. Și toate astea, la final, va fi un program care, într-adevăr, cum să băgăm un nume Popescu, să-mi spună că am 7 Popescu în cimitir și cât da, să-mi spune să fie fiecare parcelă în fiecare loc. Dar e o chestie de durată. Probabil anul viitor, peste 2 ani, probabil. Într-un timp așa realist, zic 3 ani. Bun, deci peste 4 ani înseamnă că vom depăși. Așa spune, nu știu. E bine să faci peste 2 ani. Dar zi de zi lucrăm la mulțumirea comisilor în cimitir. Asta se vede. Și prin capelă și, repet, și prin program și toate celelalte, am apreciat lucrurile acestea, dar ne-am dorit că știți cum e. Credinciosul la noi depune plângerea respectivă. Părinte, dar de ce sunt așa neîngrijite mormintele respective? Că omul simplu nu face... Da, acum foarte mulți oameni și zic că sunt neîngrijite de pe ea de a le lua ei. Dar eu nu pot să fac chestia asta, că nu-mi permite nici. Dar, o la mără, poate tot. Exact. Toate deschidă. Da, asta, momentan. Mulțumesc. Mulțumesc. Salut pe toți că nu am reușit în parte. Aceleași mulțumiri pentru ajutorul primit în anul trecut. Sigur că este o sumă raportată la cheltuieli foarte mare. Este o sumă mică. E bine de ținut cont, nu doar de către dumneavoastră, ci și de către ceilalți care sunt în Consiliu. De faptul că bisericile au și o valoare culturală în orașul nostru, în diferite feluri, sunt obiective care contribuie la un anumit standard în orașul nostru. Adică nu este vorba numai de a susține la subsistență, să nu cadă biserică sau să mai meargă o parohie. E vorba de a le pune în valoare. În forme diferite, comunitățile cu siguranță se îngrijesc de acest lucru. Adică prin contribuțiile credincioșilor sau munca părinților, toți au făcut câte ceva. Dar e bine să se vadă acum că să le punem și pe umerii politicului acest lucru. E o reclamă frumoasă, inclusiv pentru instituția primăriei, să investească, din acest punct de vedere, în biserici. Ne ținând seama, poate, de cei care, într-un fel sau altul, consideră că prin banii dați unei biserici, de fapt, sunt legături strict politice. De ce? E bine de ținut cont, chiar și atunci când se propune un astfel de proiect de a ajuta biserica sau bisericii. Deci, mulțumiți, noi am reușit să facem fiecare în parte câte ceva cu acei bănuți, nu i-am pus împreună. Fiecare și-a făcut câte un proiect mai puternic acolo, unde a fost la biserica proprie. Cât privește cimitirul, am discutat la un moment dat, avem un loc ușor acolo unde este o cruce care ar trebui să ne reprezinte, dar a crescut vegetația între timp și dacă o să fie posibil, în regie proprie, cu câțiva omuneți acolo să facem curățenie, dar la timpul potrivit asta să fie pentru a ști că nu va fi o lucrare de anvergură. Vrem puțin să amenajăm acolo. Da, da. Este un loc după capelă. Pentru noi, da, se numește crucea procesională. Acolo se merge în anumite momente și reprezintă, să zicem, toate celelalte cruci. Acolo o să dorim să amenajăm puțin. La momentul oportun să... Da. Mulțumim tare mult. Sperăm să aveți un an mai bun. Da, Dumnezeu la toată lumea un an mai bun și la fel cum spuneați, să știți că, într-adevăr, biserica reprezintă comunitatea și eu apreciez întreaga activitate pe care ați depus-o fiecare dintre dumneavoastră și am încercat în măsura în care am putut să particip la ceea ce ați făcut dumneavoastră în decursul anului, activități deosebite, lucrări deosebite, care au fost apreciate de întreaga comunitate. Și de aceea și noi, primăria, să știți că apreciem și vă felicităm pentru
Știu că nu este ușor, tocmai ce spunea dumneavoastră. Greu, e foarte, foarte dificil și momentul e greu și resursa este puțină. Și atunci, cu atât de mare, mai mare e aprecierea. Rămâne în continuare deschiderea noastră și pe o colaborare sau un sprijin, să zicem, punctual de anumite activități, de anumite, cum am făcut la Biserica la Sfântul Gheorghe. Era păcat să nu pot să pui în valoare pentru un luminat ambiental o astfel de clădire renovată. La fel, face și în continuare, de vom fi solicitat, încercăm să venim și cu acest sprijin care îl putem face prin resursa noastră de aici, punctual într-o anumită zonă, în funcție de limitările, să zicem, legislative și administrative, să putem să aducem măcar o plus valoare în cazul unui parohii frumoase. Ați făcut, bună ziua și celorlalți, ați făcut la un dat o precizare vis-a-vis de ONG-uri și asociații care funcționează în anumite biserici. Dacă puteți explica un pic pe ce domenii, ați spus că sunt câteva domenii care sunt vizate. Cine aveți dreapta sau? Cultură, religie, învățământ. Ăsta este primul. Proiecte sociale, activități sportive și tineret. Cu sume alocate de 50.000 pe fiecare. Câte de 50.000? Fiecare din categorii, nu? Da. Deci, patru categorii au fost chiar, de exemplu, asociația Alcoolici Anonimi, au luat anul trecut, da. Au avut un proiect care l-au finanțat. Deci, activitățile pe care le faceți în cadrul parohiei sau le aveți printr-o fundație și se încadrează în astfel de activități finanțate prin legea 350, o documentație cu un proiect, îl depuneți și noi finanțăm acea activitate. Ok. Dar adică e tot un sprijin pe care putem să-l dăm, ne permite legea, e mai... Și avea o... Este foarte binevenit. Adică la celălalt întâlnire nu a fost în discuție. Da, noi am avut o discuție cu reprezentanții asociațiilor și fundațiilor, dar de multe ori se mai întrepătrund persoane care sunt reprezentanți și în zona cultelor și în zona asociațiilor și fundațiilor. Noi așteptăm chiar propuneri de la dumnealor, că în zona de tineret, de exemplu, ne-au spus că e prea larg în sensul, nu știm ce ar intra și atunci putem să mai găsim o categorie sau să o descriem mai bine, astfel încât să știe fiecare să fie informat, să poată depune un proiect pe o anumită categorie de activități. Limita maximă a 10.000 de lei pe proiect. Ok, mulțumesc. Sunt la fel multe parohii, multe aici la Părintele, care au parohii și sunt cu monumente, au lucrări de făcut, știu că sunt foarte complexe și costisitoare. O să vedem, avem un proiect chiar de vecinătate acolo la școală gimnazială. Știu că am fost și am văzut că aveți clădirele acelea acolo într-o stare de degradare și sunt și zona monumente. O să vedem că nu o să începem, o să avem o discuție, să vedem ce se poate face și în ce măsură să punem în siguranță sau să putem interveni. Energie și acolo și vedem ce e făcut. Iar informații... Dacă lucrurile, adică protocolul a fost zis clar. Deci, gândiți-vă, de exemplu, la parohia Treba cel Mare, în anul trecut, în fondul proției, a fost necesar să plătim peste 1,5 miliarde. Ca parohia să funcționeze, știm, noi toți aici suntem pe rost parohi și ca și instituție pentru a funcționa, avem nevoie de un cuantum, ori ca să mai investești. Deci un stat nu investește mai mult de 15-20% maxim, cele mai rezultate în investiții. Așa. Ori să investești 1,5 miliarde când bugetul tău e 2,5 miliarde, e ceva... Deci
Nu vreau să repet ceea ce s-a mai zis, dar altele sunt dimensiuni lucrărilor și mai, deci am încheiat pictura în luna octombrie, dar a rămas de plătit 1 miliard și ce să mai spun, că mai avem proiecte în continuare, tot ce înseamnă mobilierul interior și tot ce înseamnă stranele și cele ce sunt de presupus până la sfințire, depășesc cu mult 100 de mii de lei sau 1 miliard de lei. Și de aceea trebuie să avem poate un alt tip de atitudine, să mai căutăm oarecare resurse, pentru că în discuțiile cu colegii pe care mai avem așa în județ, nu numai la noi și la Bacău, am mai găsit situații care ne-au surprins. La Onești, la Mănești, preoții au fost chiar super ajutați. Acum, nu știu, n-am vorbit cu primarul de acolo ce cum au făcut, dar poate vom găsi cum mai identifica soluție punctuale. Pentru că sunt situații, nici nu putem conta la infinit numai și numai pe oameni. Ca unul care lucreze atâta timp în biserică, când s-a putut și dacă aș fi putut să acces prin fonduri europene, dar bisericile nu au, în afară de monumentele istorice, nu au putut accesa, nu a existat nicio axă pentru a face proiecte fond european. Și acum și la ele s-au mai restrâns numai câteva elemente. Bisericile noi și așa nu avem posibilitatea aceasta. Și bugetele alea sunt tot așa, limitate, în păcate, cât am scris noi proiecte sau câte proiecte facem, nu toate sunt. Deci am urmărit cu atenție în ultimii 10 ani tot ceea ce a însemnat zonele de finanțare, ca să putem găsi o soluție. Nu prea avem, știți, suntem legați, suntem, în afară de ajutorul pe care îl putem obține de la Consiliul Local, de la stat, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, alte soluții nu prea avem, știți? Și să insistăm, adică a face ceva frumos, în beneficiu orașului, este un efort, toți știm de aici ce înseamnă acest efort. Deci trebuie puțin mai multă susținere. Asta vreau să zic. Dacă nu, noi oricum reușim. Dar în timp mai delăgat și cu mult mai greu. Da, cu efort mai mare și într-un timp mai mult. Exact. Reușim. Noi găsim și la o soluție. Da? Înțelegerea și efortul trebuie să-l facem atunci când e nevoie, exact. E nevoie și să-l înțelegem fiecare să facem acest efort. Da. Acum vedeți dumneavoastră că lumea este, să zic, neapărat împărțită, dar are priorități și priorități. Prezința anumite lucruri, fiecare dacă eu îmi așez și întreb separat, să vezi că au fiecare tot altă prioritate. E normal să fie. Ideea noastră este de a reuși să convingem care sunt prioritățile. Evident, să trebuie să facem lucrurile astea ușor, ușor, de la o dată, mai puțin, mai mult, prioritizând. Nu neapărat că atât avem, poate anul ăsta putem să alocăm mai mult, chiar dacă banii avem mai puțin. Dacă lucrările, proiectul, că aceasta este o prioritate. Dar la fel, totul înseamnă, eu pot să propun, încerc să sugerez, să prezint soluții și propune, dar acestea trebuie în final și asumate de către întreaga comunitate. Aici vorbim de la Consiliul Local, de la inclusiv cei care au nevoie și cu ideea care ați avut anul trecut de a comasa, de a duce într-o direcție, o investiție, tocmai pentru a se vedea și a rămâne ceva în urma unei alocări. E un lucru, mi se pare, cum să zic, eficient și bine gestionat, manageria. A fost un gest așa de atenționare, dacă vreți, da, îndreptat spre mai multe zone. Da. Mulțumesc. Dacă vă să doriți, puteți să, la sfârșitul ședinței, să luați legătura cu domnul Brjoveanu, să vă dea detalii sau privire la regulamentul pentru finanțe, ca să-l aveți și dumneavoastră și ulterior să confruntați creionat gândirile, că după ce noi am estimat că dacă bugetul va fi aprobat în luna februarie,
ulterior regulamentul în martie, în aprilie să se poată depune proiecte ca să puteți să începeți activitățile care aveți programate sau dacă e cazul mai devreme, să vedem potențele mai grăbit, dar să zicem noi în martie cel târziu, cel mai devreme ar putea aproba regulamentul. Bine, eu vă mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră, pentru gândul bun și la fel vă doresc și eu multă sănătate, putere ca să vă realizați ceea ce v-ați propus și sunt convins că implicarea și dedicarea dumneavoastră va fi ori într-un fel, ori că vom reuși să alocăm resurse mai mari, mai mici, gândul bun și implicarea va fi prezentă în comunitate. O să știm asta, o simțim și eu vă apreciez pentru efortul pe care îl faceți. Și acum, în perioada asta, vă urez multă sănătate, putere și să ne vedem sănătoși.